Mulțumim Domnului că mai avem harul și oportunitatea să mai fim învățați, să ne mai vorbească Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și mulțumim pentru această oportunitate, Tatăl nou, celor prezenți, să fim în seara aceasta, în locul acesta de închinare, în care cred din toată inima mea că am venit să ne întâlnim cu Domnul și unii cu ceilalți, dar în primul rând cu Domnul. Mă uit așa pe sală, în sală, mă uit la dumneavoastră și mă gândeam că poate văd pe cineva mulțăit. Că dacă era așa, rugam fanfara să mă cânt o dată. Mi-a trezit pe toți, nu? Cel puțin când am început. Frații mei, mulțumim Domnului. Nici nu ne dăm seama ce har avem din partea lui Dumnezeu să mai avem oportunitate sau șansă. Fie să vorbim cu El, fie să ne împăcăm cu El. După ce se va închide ușa Harului, nimeni, niciun om, oricâți bani ar avea, oricâtă influență ar avea lumea asta, nu o să mai poată să vorbească de Dumnezeu. Și de aceea, haideți să dăm cinste Domnului și să-L onorăm în seara aceasta, deschizându-ne inimile înaintea Lui, înaintea Cuvântului Său. Căci El încă mai are pentru noi binecuvântări. Slăvit să fie numele. Amin. Am ales și Dumnezeu mi-a pus pe inimă cuvântul acesta din Vechiul Testament, cu toate că știu că sunt suflete care nu prea agrează Vechiul Testament, spunând că a fost pentru poporul Israel, pentru oamenii care au trăit în perioada aceea, iar pentru noi, generația pe care suntem acum, generația care trăim și generația viitoare, să ne bazăm pe Noul Testament și pe învățătorul Lui. Așa spun oamenii aceștia. Dar în Vechiul Testament sunt atât de multe învățături benefice, bune, pentru noi în zilele astea, în zilele de astăzi. Credeți, frați și surori? Noi când citim Vechiul Testament, e adevărat că s-a întâmplat poate cu mii de ani în urmă. Dar luăm învățătură, luăm pentru noi și viața noastră. Ei au trăit atunci și au trecut prin ceea ce au trecut ei. Dar noi luăm și învățăm ca noi să nu facem la fel ca ei. Să facem mai bine ca ei. Dar nu vreau. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. L-aș ruga pe fratele David, aș vrea să vă dau un exemplu de ce este important și Vechiul Testament. L-aș ruga pe fratele David să deschidă la pagina 920 din Biblie. Celelalte traduceri și traducerea mea nu este la fel, nu este aceeași numere rotație, dar traducerea Cornilescu la pagina 920, Cartea Maleahi. L-aș ruga pe David să citească la rând, până în Noul Testament, și să le spună 920, 921, și să le spună dacă numerotația continuă sau se oprește. Poate n-ați băgat de seamă lucrul acesta. Vedeți, este o pagină pe care scrie Noul Testament, atât. Noul Testament, dar ea este numerotată din Biblie. Poate n-ați băgat de seamă.
Dar cartea Maleahi continuă ca o filă aceea care, pe care scrie Noul Testament. Este numele Tatălui. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este un nou început. Dacă era un nou început, începea cu numărul 1. Ea se continuă. Înțelegeți? De la Vechiul Testament la Noul Testament, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat și Domnul Iisus Hristos a descoperit în multe feluri. Pentru ca noi, când citim Noul Testament, să vedem împlinirea Vechiului Testament. Nu s-au împlinit toate, dar credem că se vor împlini. Frații mei, noi ar trebui să fim cei mai fericiți oameni pe pământ. Știți de ce? Știți? Psalmul 32. Ferice de cel fără de legea. De așa, frate, și față de oamenii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu, păcatele noastre sunt acoperite. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Ar trebui să fim cei mai fericiți că noi, după moarte, vom fi o veșnicie cu Domnul. Și niciunul dintre noi nu merită asta. N-avem noi niciun merit să spunem eu voi ajunge înaintea lui Dumnezeu că sunt așa și așa. Ar trebui să fim cei mai fericiți, dar din păcate, cum mi s-a întâmplat și mie și cred că și dumneavoastră, trecem prin niște stări pe care Dumnezeu le îngăduie. Și vreau să învățăm din stările acestea. Vreau să învățăm, că nu sunt la voia Domnului. Vedeți, de atâtea ori am citit textul acesta și am auzit, le-am citit de atâtea ori, am trecut peste el, dar ce înseamnă să citești cu băgare de seamă? În capitolul 37, Iosif a avut niște visuri. Două. Care însemna același lucru. Și visurile acestea, el le-a istorisit fraților săi și apoi părinților lui și se gândea el ce vise ne-a dat Dumnezeu și ce scop are Dumnezeu cu mine. Dar aș vrea să vă spun, l-au costat visurile acestea. L-au costat pe Iosif. Foarte mult. Foarte mult. Vedeți, Dumnezeu i-a dat visurile acestea și Dumnezeu a avut un scop pentru viața lui. Avem visuri. Noi oameni avem visuri. El era tot om. Dar noi, generația noastră, avem visuri. Mă gândesc că da. Să știți că visurile costă. Nu sunt gratis. Mi-a zis odată un tânăr, mi-aș dori să ajung doctor neurochirurg. Și el mi-a zis, și eu i-am răspuns, foarte bine, foarte bine, dar să știi că ceea ce își dorești, ceea ce visezi, te costă ani de zile din viață. E ușor să spun, aș vrea să fiu cosmonaut. Dar ca să ajungi cosmonaut, sunt ani de zile în care te antrenezi, poate să mergi o singură dată în spațiu. Sau poate chiar toată viața. Frații mei, visurile costă. Și vreau să vă țin în seara aceasta că e adevărat că sunt situații în viață în care Dumnezeu ne descoperă voia Lui cu privire la viața noastră și uneori o face atât de simplu prin oamenii din jur. Dar vreau să știți, frații mei, că
dacă aveți un vis, întotdeauna adunați la visul acela și spuneți, știu că-mi doresc și știu că mă costă. Vedeți? Am trecut fugitiv peste versetele acestea și la un moment dat, când am citit cu atenție, m-am întrebat de ce Iosif a pus numele acestea la copiii lui. De ce la primul i-a pus numele uitare și la celălalt rodire? De unde până unde? Ce legătură are? Credeți că e la voia întâmplării că a pus numele astea? Frați și surori, credeți că e la voia întâmplării că a ales numele astea? Nu cred. Vedeți? Noi, când venim în casa lui Dumnezeu, ne vedem la față unii pe ceilalți. Dar în lăuntrul nostru noi nu știm unul despre celălalt prin ceea ce trece. Am repetat cuvintele acestea și sunt adevărul. Poți să zâmbești mecanic, dar asta nu înseamnă că ai bucurie în inimă. Poți să cânți împreună cu ceilalți, dar asta nu înseamnă că te închini. Poți să te rogi cu frații tăi, dar poate inima ta este străpunsă și inima ta este îndurerată și tu plângi, dar cel de lângă tine nu știe. Vedeți? Noi nu știm. Trecem uneori prin niște stări. Familiile noastre sau copiii noștri sau soț și soție trecem prin niște lucruri pe care n-am vrea cei de jos să le știe, doar Dumnezeu. Dar din stările acestea noi ar trebui să învățăm. Vedeți? Iosif a învățat din stările prin care a trecut. Vreau să vă întreb. La câți ani de zile Iosif a fost vândut ca rob de frații? Știe cineva? Și câți ani avea Iosif când a fost vândut ca rob de frații? Scrie în Biblie. 17 ani. Aici, în capitolul 41, citim că el a ajuns prim-ministru la câți ani? 30 de ani. Deci, este o diferență de 13 ani. Vedeți, pe Iosif l-a costat 13 ani ca să se împlinească visul. 13 ani din viața lui. Nu din viața altuia. Din viața lui. Și aceste două părți este 10 ani de zile când a fost rob în casa lui Potifar și 3 ani de zile în închisoare. De ce a trebuit să treacă Iosif prin acești 13 ani de suferință și de durere? De ce? Vedeți? Trebuie să învățăm din stările prin care trecem noi în viață. Nu putem să spunem, este la voia întâmplării. Nu este la voia întâmplării. Dacă Dumnezeu a îngăduit să trecem printr-o stare, eu, soția mea, copiii mei, nu este la voia întâmplării. Dumnezeu vrea să ne spună ceva. Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dumnezeu poate vrea să îndrepte. Sau Dumnezeu are planul lui de lucrare. Dar noi trebuie să fim cu ochii deschiși și cu urechile deschise. Să ne dăm seama de lucrul acesta. Vreau să vă întreb. Acești 10 ani de zile, poate 13 ani de zile, care era inima lui Iosif față de frații lui? Cum se gândea Iosif la frații lui? Și amintea cu plăcere de ei. Când stătea rob în casa lui Potifar și își făcea treaba acolo, credeți că n-avea sentimente de... Și se întreba Iosif, de ce fraților m-ați vândut? De ce? Ce-am făcut să ajung așa departe de voi? Doar pentru că
v-am istorisit niște visuri, doar pentru că tatăl meu m-a iubit mai mult. Și Iosif avea întrebările acestea în inimă și spune, și el se gândea, el lucra, era rob. Dar avea durerea asta în inimă și sentimentele acestea care nu le vedea ceilalți. Dar el le purta în vasul lui. Și se întreba el, poate în fiecare zi, de ce m-au vândut frații? De ce sunt aici? De ce sunt departe de tata și de mama? Apoi, după acești 10 ani de zile, a fost incidentul acesta cu soția, cu soția acestui om. Și a fost aruncat în închisoare nevinovat. Vreau să vă întreb, în mod direct, pe cine ar fi dat Iosif vina că este în pușcărie? Acum am putea să zic că frații lui sunt vinovați. El a spus acolo, eu nu pot păcătui înaintea lui Dumnezeu. Deci el când a ajuns în pușcărie, în închisoare, el se întreba, Doamne, dar eu am vrut să mă păstrez curat. M-ai aruncat nevinovat în închisoare. Nevinovat. Și tu, Doamne? Și tu m-ai lăsat, m-ai părăsit? Eu am încercat să-mi trăiesc viața corect înainte. Dar și tu m-ai părăsit. Acestea au fost stările prin care a trecut Iosif. Și sentimentele acestea nu se duc așa. Să zici, noi, hai că azi e bine și mâine nu. Durerea aceasta pe care o purta în inimă în fiecare zi, l-a urmărit și l-a urmărit și l-a urmărit. Și nu-i dădea pace. De el a ajuns la o concluzie și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a descoperit lucrul acesta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vor fi situații în viață când nu o să auzi, când nu o să auzi din partea celuilalt, iartă-mă, nu o să auzi. Și atunci ce faci? Ce faci? Specifică în mod clar cuvântul lui Dumnezeu că în timpul celor 7 ani de belșug i s-au născut 2 copii. Deci el nu s-a întâlnit încă cu frații lui. Așa e, frați și surori. Nu s-a întâlnit încă cu frații lui. De ce i-a pus numele primului născut cu Italia? Știți de ce, frați și surori? Pentru că el a spus așa într-o zi. Doamne, frații mei nu sunt aici. Și nu știu dacă o să mai văd vreodată, cum spune și ce cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă îi voi mai vedea vreodată. Dar iau o hotărâre înaintea ta. Și iert. Asta a făcut Iosif. Dacă se întâmplă ca cineva care să-ți greșească, să nu fie cu tine, să nu vă mai întâlniți niciodată, ce faci? Rămâi blocat pe cale? Păstrezi sentimentele acestea în inima ta toată viața? Sau, cum a făcut Domnul Iisus Hristos, ierți fără să se ceară iertare. Ierți fără să se ceară iertare. Sunt situații de genul acesta. E adevărat că cu toți așteptăm să vină la noi cel care a greșit să se spună, îmi pare rău, iartă-mă. Am fost nechipzuit, n-am vegheat, am greșit, iartă-mă. Dar dacă nu, vine să-și ceară iertare. Ce faci? Am întâlnit cazuri de frați certați care nu vreau să se împace unul cu celălalt. Știți care era motivul lor? Fratele care a greșit celuilalt spunea așa, tot ceea ce i-am zis a fost de la Dumnezeu. Dar fratele celălalt a fost rănit?
Și oamenii și frații lucrători din biserică le spuneau fraților, măi, împăcați-vă, cereți-vă iertare, împăcați-vă, nu puteți continua așa. Dar nu vreau. Pentru că niciunul nu era gata să-și ceară iertare și erau față în față. Dar dacă nu sunt. Dar dacă viața ne desparte unul de celălalt și cel care m-a greșit, poate nu mă întâlnesc cu el niciodată. Ce fac? Îmi pot în inima toată viața? Cum o voi ajunge înaintea Domnului? Asta a făcut frașii și surorii Iosif. A ales să ierte pe frații lui și a ales să împace relația cu Dumnezeu. De aceea i-a pus numele întâi născut uitare. Că i-a spus, Doamne, iert. Eu nu vreau să continui viața cu povara asta. Poate niciodată nu o să mai văd frații și familia. Dar eu iert. Sunt cazuri când în familie creștine soțul și soția se ceartă. Și atunci nici unul, nici celălalt nu lasă de la el. Și nu vor să-și ceară iertare și nu vor să se împace și nu vor să reconcilieze relația. Să repare relația. Și ajung să se depărteze unul de celălalt. Și vin la biserică. Noi vedem la biserică. Dar Dumnezeu știe că există o ruptură. Dumnezeu știe că există o ruptură. Și ruptura aceea îi desparte pe amândoi de Dumnezeu. Haideți, dacă am purtat în inima noastră pe cineva atâția ani, poate ne greșim și poate suntem, avem justificări și avem motive, dar haideți să nu-i purtăm în inima noastră, ci să-i iertăm în numele Domnului Iisus Hristos. Am exemple din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune în Luca, îi spune tatălui, tată, iartă că nu știu ce fac. A venit cineva la Domnul Iisus să-și ia iertare. Au venit soldații care au bătut pe Domnul Iisus. A venit vreunul dintre ei să-i spună Domnului, Doamne, iartă-mă că te-am bătut, iartă-mă că ți-am pus urma pe cap. De ce Domnul Iisus Hristos a spus așa? Au fost simple cuvinte? Adică Domnul Iisus Hristos i-a spus tatălui doar așa sau era un adevăr? Când Domnul Iisus Hristos i-a spus tatălui, tată, iartă că nu știu ce fac. N-a așteptat niciun pare rău și, și nimic de la oameni. Ci i-a spus tatălui cu adevărat, pentru că asta dorea. Nu ne putem continua calea și călătoria pe pământul acesta fără să trecem poate prin asemenea exemple negative sau rele pentru noi. E adevărat că sunt situații când le putem repara ușor, dar altele mai greu. Și dacă te găsești pe cale în seara aceasta și observi în viața ta că nu mai aduci roadă, că parcă rugăciunile tale nu mai aduc roadă, parcă cuvintele tale nu mai aduc roadă, parcă tot ceea ce faci tu, toate slujbele tale, parcă nu mai aduc roadă pentru Dumnezeu. Știi ce a fost conștient Iosif când a hotărât să ierte? Vedem la al doilea copil. Al doilea copil i-a pus numele Rodire. Dar știi de ce i-a pus numele Rodire? Un om care păstrează pe cineva în inima lui și nu-l ia, nu aduce valoare. E blocat. S-a blocat pe drum. Iosif, cu sentimentele pe care le purta în inima, el nu putea să odiască pentru Dumnezeu. N-avea cum. Pentru că el tot timpul se gândea la asta. Doar atunci când i-a iertat pe frații lui, doar atunci a descoperit
că poate să aducă roadă înaintea lui Dumnezeu, pentru că inima lui era liberă. Inima lui putea să o dea Domnului, dar până atunci era a lui. Inima lui era a lui. Adică spunea, Doamne, eu vreau să slujesc, dar nu pot să scap de sentimentele care le am. Nu pot. Mă urmăresc. Atunci când au hotărât să ierte, au observat că roada lui e bună apoi. Au observat că poate să aducă roadă înaintea lui Dumnezeu, pentru că inima lui este curată. Inima lui nu ține nimic. Inima lui e dată Domnului. Frații mei, textele acestea sunt așa de importante pentru noi și atât de atât de multă învățătură cuprinde, dacă am fi atenți la ele. Dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii și urechile să vedem câte minunății și câte frumuseți sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. Iosif a ajuns prim-ministru și a putut să facă lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Dar a trebuit să treacă prin acești 13 ani și prin această hotărâre foarte crucială pentru viața lui de reacta, ca să poată să fie acolo unde Dumnezeu l-a chemat să fie. Repet din nou, visul și visurile pe care le facem ne costă. Nu uitați, ne costă. Oricât de mari sau de mici ar fi, ne costă. Dar știm că atunci când vom trece prin școala aceasta, la sfârșit, vom ajunge să lucrăm pentru Dumnezeu și să ducem rău. Frații mei, aș vrea să citesc Ioan capitolul 12. Nu tot. Capitolul 12 cu 24. Un cuvânt așa de frumos, dar atât de necesar pentru viața noastră. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Avem drepturi. Fiecare dintre noi avem drepturi. Și copilașul nostru de-abia născut. Dar uneori în viață trebuie să murim față de drepturile acestea. Uneori în viață trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să renunțăm la drepturile noastre. Aici Ioan spune, dacă moare. Vedeți? Uneori nu vrea să muri. Nu vrea. Și asta ne împiedică să ducem roadă înainte de Dumnezeu. Dar dacă te hotărăști, dacă mă hotărăsc, să las pe Dumnezeu și cuvântul acesta să mă învețe, vom aduce multă roadă. Vedeți? Când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, am intrat în via aceasta minunată. Tatăl este vierul și Domnul Iisus Hristos este vița. Noi suntem lădițele. Dar dacă nu aducem roadă, frate și surori, ce face Dumnezeu? Este bine că slujim Domnului. Este bine că alergăm la biserică. Sunt lucruri foarte bune. Dar trebuie să ducem la urmă. Și, vedeți, bobul acesta de grâu a trebuit să moară, să încolțească acolo și apoi să răsară la suprafață, să aducă roade și multă roade.
frații mei și surorile mele, Domnul Iisus Hristos mi-a dat o pildă. Și viața lui Iosif mi-a dat o pildă. Că uneori în viață putem să trecem prin asemenea. Și ce facem? Ce facem? Avem exemple și luăm exemplele acestea din Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți exemplul din Vechiul Testament. Din Vechiul Testament. Îl luăm pentru noi sau nu? Dacă nu, ne uităm la exemplul Domnului Iisus Hristos care a făcut la fel. Domnul Iisus Hristos să ne ajute, să ne aducem aminte întotdeauna că Dumnezeu se uită la noi și caută roadă. Caută roadă. Noi oamenii, noi nu știm câtă roadă a adus David, câtă roadă am adus, eu nu știm. Noi nu știm, dar Dumnezeu știe. Și atunci Dumnezeu caută roadă la tine, Dumnezeu caută roadă la mine. Și mă rog Domnului ca lucrul acesta să se facă prin puterea Duhului Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să rodim și la vremea cuvenită Dumnezeu să strângă roada, numele Domnului să fie binecuvântat și să ne ajute pe toți să trăim așa. Amin. Amin. Frații mei, surorile mele, vom încheia seara aceasta de părtășie în casa Domnului cu o rugăciune de mulțumire și pentru că am luat cunoștință de faptul că vor pleca dintre noi fratele Paul împreună cu sora Petronella, vor pleca spre Paris în cursul săptămânii viitoare, miercuri seara, și pentru că mai știu că încă doi frați din mijlocul nostru vor pleca în călătorie într-o altă direcție, aș vrea să venim înaintea Domnului, să aducem pe toți cei ce vor călători, ca mâna bună a Domnului să îi ocrotească, să se ajute să ajungă cu bine la destinație. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare. Ne vom ruga pentru frații noștri care pleacă în călătorie, pentru noi, pentru copiii noștri, și vom mulțumi Domnului pentru seara pe care am petrecut-o în casa de rugăciune.